Stimați telespectatori, pentru astăzi, pentru că vorbim de sărbătoarea pogoririi Sfântului Duh, m-am gândit în câteva cuvinte să exprimăm ceea ce Evanghelia ne arată despre acest praznic minunat, unul din cele 12 praznice împărătești din salba acestor mari sărbători la persoana Mântuitorului și la persoana Maicii Domnului. Praznice împărătești ale Maicii Domnului și praznice împărătești ale Mântuitorului. Noi știm prea bine că cele 5 acte supreme, întruparea, nașterea, moartea și învierea, înălțarea și pogorirea Duhului Sfânt, sunt de fapt actul final prin care Dumnezeu a rânduit și a lucrat mântuirea lumii. Trebuia ca să se concretizeze în mod faptic ceea ce ne spune Sfânta Scriptură. Dacă nu mă duc eu la Tatăl, Mânghietorul nu va veni. Și iarăși găsim în Sfânta Scriptură, eu mă duc la Tatăl să vă trimit vouă Mânghietorul care va fi cu voi până la sfârșitul veacului. Citind în cartea Părintelui Stăniloae, vom găsi scris că atât timp cât Iisus a făcut activitate mesianică 3 ani și jumătate pe pământ, Duhul Sfânt l-a preaslăvit din cer. Și de unde știm lucrul ăsta? S-a pogorât peste Fecioara Maria la întrupare și a curățit-o făcând-o vas ales și sfințit de a primi pe Fiul lui Dumnezeu în pântecele ei. S-a pogorât peste Fiul omului la botezul de la Iordan, atunci când l-a descoperit lumii, peste care veți vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este, și mai mult decât atât, s-a pogorât în lumină de nor luminos peste Tabor, peste muntele Tabor, atunci când s-a schimbat Hristos la față și a arătat lumii slava lui dumnezească, ca să înțeleagă că nu stau de vorbă cu un om pământesc, ci chiar cu Fiul lui Dumnezeu. Ce rămâne însă important la pogorârea Duhului Sfânt, pentru că el se retrage de pe tot pământul odată cu căderea omului și rămâne și veghează, numai creația conlucrează și conservă, dar creația se sălbăticește în raport de păcatele omului și devine ostilă omului, deci apa îl poate neca, focul poate arde, frigul poate vătăma, foamea îl poate ucide și omul este nevoit să atenteze la lucrurile din natură pentru a se întreține, ceea ce este un act biologic și puțin animalic față de ceea ce a primit omul în rai. La pogorârea Duhului Sfânt, deși Hristos după înviere le-a spus în câteva rânduri sfinților săi apostoli, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta, iertate vor fi, sau care veți ține, ținute vor fi, sau mergând învățați toate neamurile, botezându-le în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, despre Tatăl auzise că le-a vorbit Fiul, despre Duhul Sfânt nu știau prea multe că nu-l văzuse. Iată că de data aceasta, la cincizecime, pe muntele Sion, în foișorul de taină, pe când erau adunați apostolii, un vuiet ca de vânt a venit peste apostoli și Duhul Sfânt s-a lăsat în chip de limbi ca de foc. Nu în orice mod și nu în orice fel, doar peste sfinții apostoli, care la rândul lor apoi, prin puterea depozitară și apostolică a bisericii, l-au dăruit întregii lumi prin cele 7 taine ale bisericii, pentru că apostolii pe unde au mers prin cetăți au pus preoți și episcopi și au întemeiat biserici, așa după porunca Mântuitorului Iisus Hristos, spunând casa Tatălui meu, casă de rugăciune să vă chema, și mai mult decât atât, în puterea Duhului Sfânt să se ierte păcatele, să vindece bolnavi și toate celelalte ale tainele bisericii. Ce rămâne însă interesant la pogorârea Duhului Sfânt, că apostolii vorbesc maselor din diaspora care erau la Ierusalim la sărbătoare în limba lor ebraică, iar ei înțeleg fiecare în limba lor. Aici vorbim de glasolalia, care nu trebuie niciodată confundată cu vorbirea în limbi pe care o auzim azi câteodată la penticostali sau la alte secte care pretind că vorbesc în limbile pământului, ci glasolalia a fost un act suprem despre care Scriptura ne spune și Apostolul Pavel, limbile au încetat, decât să vorbesc mii de cuvinte fără înțeles, mai bine 5 cuvinte cu înțeles, cu inima și cu mintea, spune Apostolul Pavel, că ce-mi folosește să știu toate limbile dacă cel ce ascultă nu se zidește. Deci Duhul Sfânt este pretutindeni, toate le sfințește, toate le crește, toate le veghează, toate le mântuiește și le curățește și le păzește. Oh,
Iar într-un alt stih al psalmistului David găsim scris și aceasta. În zadar ar păzi străjerul cetatea, dacă Domnul nu o va păzi pe ea. Deci poți tu să te păzești cu toate instinctoarele, poți să te păzești cu toate hidrofoarele, cu toți parapompierii. Când e scris în cartea vieții că un lucru trebuie să se piardă prin foc, vine trăsnetul din cer și dă foc de unde nu te aștepți tu. Și până ce stângi tu și te fâsticești, ars, așa era scris. Deci de aia trebuie să ne lăsăm mai mult cu încredere și cu putere în rugăciunea către Dumnezeu, care ne poate izbăvi și de lupta cu lumea, și de lupta cu diavolul, și de lupta cu trupul. Și am să vă dau un exemplu foarte simplu. Vedeți? Întreaga planeta asta a noastră în care noi ne desfășurăm activitatea, ne bucurăm de ea, avem casa, avem grădina, avem livada, avem prieteni, avem megeșii. Toată lumea clocotește, ia cearta, scandala, războia, acaparare, să-ți mai intre unul să-ți ia un metru, unul și-aduce aminte că-i neam cu tine, unul mai vrea o cameră, unul mai vrea nu știu ce despăgubire, unul mai vrea nu știu ce moștenire. Totuși, acest pământ ne este dat nouă ca un leagăn din care, în tranziția aceasta, zilele omului sunt 70. De vor fi în putere 80, cei mai mult decât aceștia o steneală și durere. Că trece viața noastră și ne vom duce. Oriunde ne vom duce? Ne vom duce de acolo de unde am fost creați, de unde am luat ființă. Că vrem, că nu vrem, că ne place, că ne convine, noi dăm un examen și de capacitate, dacă vreți, în ceea ce se numește puterea cu care ai învățat să te rogi de-a lungul vieții. Dăm și un examen de bacalaureat dacă vorbim de capacitatea faptelor bune pe care le-am săvârșit într-o viață de om. Să nu credeți că școala și cele pământești se ghidează după altceva, dacă nu tot după Scriptură. Noi suntem într-un examen permanent. Auzi ce spune? Privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Ce este? Un exercițiu matematic, nu? Trezvia. Să fiu tot timpul atent, să nu mă prindă diavolul descoperit. Omul dacă s-a gândit că nu mai trebuie să fie trezvie, s-a gândit să schimbe rugăciunea Tatăl nostru. Și cum să mă ducă Dumnezeu în ispită? Păi ia că te duci în ispită, că dacă ai uitat de Dumnezeu, îți aduce aminte de demonul, că așa spune. Nu poți să slujești la doi domni. Ori pe unul vei urâ, ori pe altul vei vii. Ori de unul te vei apropia, ori de altul te vei adepărta. Păi când ai făcut pași mai mulți la crâșmă, nu cumva ești în ispită? Nu cumva te poți îmbăta și dai la unul un cap sau îți dă altul un cap ție sau jignești pe cineva sau faci un rău sau altul îți face ție. Deci vezi? Și nu mă duc pe mine în ispită. N-ar putea să scrie în Tatăl nostru și nu mă duc să beau în exces și nu mă duc să fumez în exces sau și nu mă duc să mă droghez în exces. Nu. Nu mă duc în ispită. Ispita, termenul acesta este înțeles în mii de feluri. Dar termenul cel mai potrivit este așa, capcană a plăcerii. Spune câte un bărbat sau poate câte o femeie. Păi știți că am avut o ispită. Da, ce s-a întâmplat? Păi mi-am înșelat soțul. Da, să nu ispită, dragă, e chiar toată plăcerea de săvârșit. Ai vrut să te simți femeie și foarte bine. Fugi ca de foc, că n-ajută la nimic. Ține-te de casa ta. Deci nu e ispită, că nu te-a luat sarsailă de mână și a zis, ia du-te, mă, ta și te popă cu eu. Nu, tu l-ai văzut, ochiul l-a privit, inima l-a îndrăgit, mintea l-a cerut, trupul l-a poftit, inima s-a aprins, simțurile s-au pornit și ai căutat prilejul de a păcătui. Scurt, deci asta v-am spus-o ca idee, ca să înțelegeți termenul cuvântului ispită. Ispita poate fi prin vedere, așa spune, fericit cel ce nu păcătuiește cu privirea. Luminătorul trupului este ochiul. Dacă tot ochiul tău este curat, tot trupul tău este curat. Și vedeți ce interesantă e diferența? Vine un om la spovedit și spune, vă dau o pildă aceasta, nu acuz pe nimeni, ochii avem toți. Părinte, m-am uitat așa după femei frumoase sau după femei bine făcute sau așa. Ai și ce ți-a folosit? E, mi-a mai îndulcit și eu privirea. Dar dacă spunea o pictură de miere în ochi, nu era mai bine? De ce este nevoie să te îndulcești cu ce nu ți aparține când porunca decalogului spune să nu râvnești la ce nu-i al tău cu vicleșug?
Dacă tu te-ai căsătorit și ți-ai luat femeia care îți place și ți-ai ales-o de bunul plan și ți-ai luat-o după plăcerea ta, după voia ta, după simțul tău, după chemarea ta, după trăirea ta, după felul tău de a fi și tu te-ai dus cu ea în fața altarului și te-ai cununat, deci trebuie să alunici alături? Adică ce? Poți să-i spui lui Dumnezeu, Doamne, eram orb, n-am văzut atunci ce am făcut. Ai văzut foarte bine că a durat un an, doi, trei, până ce ți-ai ales-o. Deci, aceasta înseamnă a nu mă duce în ispită.